Director al Centrului Național de Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și, nu în ultimul rând, domnul dr. Călin Alexandru de la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență. Pot să vă spun încă de la început, din punct de vedere organizatoric, ne dorim ca săptămânal să aibă loc acest tip de briefing-uri de presă în care să vă prezentăm activitățile pe care le-am desfășurat în ultima săptămână și să vă prezentăm ceea ce urmează să facem în perioada imediat următoare. Cu permisiunea dumneavoastră, mi-aș dori să trec în revistă activitățile pe care noi le-am derulat în ultimele zile. Am pregătit de asemenea un material cu cele mai importante întrebări pe care noi le-am primit pe diferite canale din partea colegilor din mass media, de asemenea și de la alte categorii de persoane interesate de tema vaccinării și am încercat să transpunem în acest material care să fie în folosul dumneavoastră. Aș începe prin a spune și prin a reaminti faptul că pe 26 decembrie în România au ajuns la Institutul Cantacuzino cele aproape 10.000 de doze, care a reprezentat tranșa simbolică distribuită simultan în cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene. Pe data de 29 decembrie a venit următoarea tranșă de vaccinuri de circa 140.000 de doze, iar mâine, pe 6 ianuarie, urmează a veni, practic, a doua tranșă importantă de vaccinuri de circa 150.000 de doze. Din acest punct de vedere, conform calendarului de livrare, pentru toată luna ianuarie ar urma să primim circa 600.000 de doze în tranșe săptămânale, la care se adaugă cele 150.000 de doze livrate până la sfârșitul lunii decembrie anul 2020. În ceea ce privește activitatea propriu-zisă a campaniei de vaccinare, după cum știți, pe 27 decembrie a demarat activitatea de vaccinare în cele 10 unități medicale destinate pentru prima linie împotriva COVID-19, conform Ordinului de Ministru numărul 555 din aprilie 2020. Au fost cele 10 unități medicale de boli infecțioase din țară. În aceste centre medicale, în aceste unități medicale, practic au fost vaccinate în total 3.317 persoane, reprezentând circa 75% din personalul total al spitalelor respective. Trebuie să luăm în calcul faptul că atunci când recomandăm vaccinarea unei persoane, trebuie ca acea persoană să fie eligibilă pentru vaccinare, adică în primul rând să nu aibă contraindicații medicale, în al doilea rând să-și dorească să facă această vaccinare și de asemenea este important ca persoana respectivă să nu fie în cursul unei infecții aflate în derulare sau să nu fie în prima lună de la momentul unei infecții cu SARS-CoV-2. Etapa întâi a campaniei de vaccinare, care a demarat după această etapă zero, adresată celor 10 unități medicale, a început practic pe 30 decembrie. Numărul estimat al persoanelor eligibile pentru această etapă, adresată lucrătorilor din sistemul medical și social, este de circa 250.000 de persoane. Din acest punct de vedere, pot să vă spun că ieri erau vaccinate la ora 20 circa 13.000 de persoane pentru ziua de 4 ianuarie, în total fiind peste 26.000 de persoane vaccinate. Astăzi, la ora 14, erau deja vaccinate aproape 13.000 de persoane, 12.996 de persoane înregistrate deja în Registrul Electronic Național al Vaccinărilor. Vă reamintesc, programul de vaccinare într-un centru este de la 8 dimineața până la 8 seara și poate să continue și după ora 8 pentru personalul propriu care intră în serviciile de gardă sau turele de noapte. La acest moment funcționează și se vaccinează în
aproximativ 251 de centre de vaccinare. Sunt mai multe centre care au fost activate din aceste 376 de centre destinate pentru etapa 1, dar vă menționez faptul că centrele care au început inițial vaccinarea, în momentul de față nu au activitate de vaccinare, având în vedere că își vaccinează doar personalul propriu și au și făcut acest lucru până la data la care noi vorbim, dar ele vor asigura mai departe rapelul persoanelor deja vaccinate și în funcție de evaluarea ulterioară vom decide care dintre ele pot să rămână în activitate în condițiile în care se îndeplinesc corect toate circuitele pentru celelalte categorii de persoane. În ceea ce privește modalitatea de programare, după cum știm, platforma informatică de programare, platforma națională, este în momentul de față disponibilă pentru programarea tuturor lucrătorilor din sistemul medical și social prin intermediul angajatorului, persoană juridică. De asemenea, pentru persoanele care sau unitățile medicale, cabinete medicale individuale care nu au acea semnătură electronică, programarea se poate face prin intermediul serviciului de call center, care este disponibil și funcțional în toate județele și este asigurat cu personal din rețeaua Ministerului Apărării Naționale și respectiv serviciul de telecomunicații speciale, cel puțin pentru prima etapă, tocmai pentru a rezolva toate problemele care pot să apară pe parcursul procesului de programare. Etapa a doua a campaniei de vaccinare estimăm că poate să înceapă din a doua jumătate a lunii ianuarie, deci practic după data de 15 ianuarie. În acel moment vom începe cu persoanele care sunt internate în centrele medico-sociale. La acest moment vorbim de circa 1884 de centre medico-sociale și sunt internate, sunt aflate aproape 40.000 de persoane în aceste centre medico-sociale, iar vaccinarea personalului se va efectua prin echipe mobile de vaccinare. S-a început deja la nivelul fiecărui județ constituirea acestor echipe mobile pentru a fi efectuate toate trainingurile necesare și de asemenea diseminarea procedurilor medicale care trebuie respectate în condițiile în care vorbim de vaccinarea personalului și de asemenea am dispus să se înceapă încă de pe acum obținerea consimțământului informat al persoanelor care se află internate în acele centre, ținând cont de faptul că o parte dintre ele se află în incapacitate de a-și exprima consimțământul informat. Ori din acel punct de vedere trebuie respectată procedura legală, cadrul legal aflat în vigoare, adică obținerea de la aparținători sau în lipsa acestora prin celelalte căi care sunt foarte bine precizate în cadrul legal precedent. În ceea ce privește dimensiunea persoanelor din etapa a doua de vaccinare, vorbim de aproximativ 4 milioane de persoane cu vârsta peste 60 de ani și respectiv persoane cu boli cronice. Această estimare este bazată pe catagrafia persoanelor efectuată în rețeaua medicală de medicină primară atâta timp cât practic grupele de risc sunt superpozabile cu cele de la gripa sezonieră și practic avem aceste date. Se mai adaugă un număr estimat de circa 1,5 milioane de persoane care deservesc activități esențiale. Se reevaluează catagrafierea persoanelor care deservesc activități esențiale tocmai pentru a putea face un plan detaliat al calendarului de activități legate de desfășurarea campaniei de vaccinare pentru etapa a doua. În ceea ce privește etapa a treia de vaccinare, estimăm că în luna aprilie, începutul lunii aprilie este un termen realist pe care îl putem lua în calcul, însă trebuie să înțelegem, practic folosim acest termen de estimare întrucât momentul de început al vaccinării pentru această categorie, practic este influențat de ritmul de livrare al dozelor de vaccin și nu de capacitatea de vaccinare. Pot să vă asigur că în momentul de față pentru etapa 1 sunt prevăzute 376 de centre de vaccinare pentru lucrătorii din sistemul medical și social. După cum deja am menționat, 251 astăzi în 251 de centre se vaccinează. Din acest punct de vedere, un procent din aceste centre, estimăm noi, cel puțin 100 dintre ele vor rămâne
activate și pentru etapa a doua, pentru că este important să ținem cont de un aspect. Foarte multe persoane cu boli cronice se află în îngrijirea acestor unități medicale și doresc să se adreseze acelor unități medicale cu condiția să se respecte circuitul epidemiologic funcțional. Pe lângă aceste circa 100 de centre care sunt deja funcționale și care au deja și vor avea experiență suficientă încât să continue activitatea de vaccinare, sunt prevăzute circa 930 de alte centre de vaccinare în afara unităților medicale. Cu alte cuvinte, pentru etapa a doua și ulterior etapa a treia, vorbim de aproximativ 1000 de centre de vaccinare cu o capacitate medie zilnică de vaccinare de circa 150 de persoane pe zi. Ori acest lucru înseamnă, din punct de vedere, dar repet, din punct de vedere al capacității noastre de vaccinare, de circa 150.000 de persoane în fiecare zi. Evident că acest lucru trebuie să fie concordant cu ritmul de livrare a dozelor de vaccin. Practic, este aproape imposibil să vaccinăm 150.000 de persoane pe zi, nu că nu am putea, ci pentru că nu vom avea aceste vaccinuri disponibile în acea unitate de timp. Din acest punct de vedere, ceea ce se încearcă la momentul actual este o accelerare a calendarului de livrare a dozelor de vaccin prin negocieri la nivelul Comisiei Europene. Vă reamintesc faptul că România face parte dintr-un demers european, dintr-un contract încheiat de Comisia Europeană cu cele 6 companii farmaceutice diferite, care sunt dezvoltatoare ale acestor vaccinuri și rând pe rând, pe măsură ce fiecare companie va primi autorizare, România va primi procent pro rata 4,3% din numărul de doze contractate la nivelul Comisiei Europene, doze care se pot suplimenta în funcție de contractele încheiate de Comisia Europeană. Cam acestea sunt lucrurile pe care eu voiam să vi le transmit în acest moment. Aceasta este situația în care ne aflăm. Ritmul de vaccinare pentru etapa 1 probabil că va fi în creștere. Încă sunt multe persoane care nu s-au programat și care urmează să se programeze în platforma informatică. Noi am transmis către fiecare direcție de sănătate publică să informeze toți furnizorii de servicii medicale și sociale să înceapă înscrierea personalului care dorește să se vaccineze în platforma de programare. Un avantaj important al acestei platforme este faptul că pe lângă blocarea dozei inițiale, îți blochează și doza de rapel, adică ziua în care mergi, tocmai pentru a avea certitudinea că atunci când urmează ziua rapelului, există un loc liber pentru a se putea efectua vaccinarea. Vă mulțumesc. Aș dori să vă prezint doar o scurtă modalitate de organizare. Aș vrea ca fiecare dintre dumneavoastră, dacă aveți întrebări, să adreseze maxim 2 întrebări, pentru că sunt, cred că, 15 persoane. Dacă timpul o să ne permită, mai putem lua și alte întrebări, dar pentru început aș propune să mergem cu 2 întrebări. Vă mulțumesc. Aș începe din partea dreaptă. Bună ziua, Alexandra Popescu de la Prima TV. Vreau să vă spuneți că România ar putea să aibă o capacitate de vaccinare de 150.000 de vaccinări pe zi. Asta ar însemna că ar trebui să primim săptămânal undeva la 1.000.000 de vaccinuri. Când s-ar putea întâmpla acest lucru? Pentru că în momentul de față, capacitatea de vaccinare încă nu a ajuns la 20.000 cât ar fi necesar. Capacitate de vaccinare nu înseamnă vaccinare. Capacitate de vaccinare înseamnă dacă aș avea toate persoanele programate, aș putea să le vaccinez. Acest lucru am vrut să spun. Faptul că noi am dimensionat numărul centrelor de vaccinare încât să putem asigura vaccinarea persoanelor într-un timp relativ scurt, tocmai pentru a atinge acel prag de imunizare colectivă de circa 60-70% într-un interval de aproximativ 6 luni, nu este echivalent cu faptul că zilnic vom vaccina circa 150.000 de persoane, pentru că realmente nu cred că vom avea într-un viitor al următoarelor 2-3 luni aceste doze. Depinde foarte mult de momentul în care și celelalte companii producătoare, dezvoltatoare de vaccinuri vor primi autorizare de punere pe piață. Se va suprapune campania de vaccinare, adică primul vaccin și cu rapelul. Aici va trebui probabil și suplimentată capacitatea. Cum se va face? Pentru că în aceea zi probabil vor fi vaccinați persoane în
cu primul vaccin și persoane cu cel de-al doilea vaccin. Cum se va întâmpla aici? Cum se va desfășura totul? În momentul în care o persoană se programează în vederea vaccinării, practic va ocupa doza, ziua de la doza 0 și automat îi se rezervă locul de la ziua 21 sau ziua 28, depinde de tipul vaccinului efectuat. Practic, orice persoană nouă care se va programa în ziua 21 a respectivului pacient, practic se va programa dacă vor exista acele locuri libere. Bună ziua, Carla Tănasie, Digi24. În primul rând, aș vrea să ne spuneți dacă ați avut timp să verificați situația de la centrul de vaccinare din Găiești, unde am văzut că nu sunt respectate regulile primei etape și managerul spitalului de acolo a anunțat că cine vrea poate merge să se vaccineze. Am luat și noi la cunoștință de situația de la spitalul din Găiești. Pot să vă spun următoarele lucruri. Faptul că au fost vaccinate astăzi persoane care nu aparțin etapei 1 nu este o tragedie. Până la urmă, important este că au fost vaccinate. Faptul că nu s-au respectat procedurile, și anume beneficiarii vaccinurilor să fie cei din etapa 1, așa cum prevede strategia, pentru că nu întâmplător această etapizare a fost făcută tocmai pentru a echilibra disponibilitatea reală a vaccinurilor cu persoanele care au cea mai mare nevoie să fie vaccinate în această perioadă. Acest lucru este un alt aspect care urmează a fi verificat. Din acest punct de vedere, vorbim local de un management defectuos, aș putea spune. Și în acest caz pot fi date sancțiuni? După cum știm, strategia de vaccinare prevede doar modalitățile și liniile directoare după care noi dezvoltăm și implementăm campania de vaccinare. Aș putea spune că acest aspect intră în sarcina Ministerului Sănătății. Probabil că se vor efectua evaluări și ulterior se va decide în consecință. N-aș putea să vă spun acest lucru pentru că nu intră în atribuția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea. Există cumva o situație a vaccinului pierdut? Știm că am văzut că în strategie este prevăzut și acest lucru. Există în acest moment o astfel de situație? Există. Pot să, imediat o să o rog pe doamna doctor Adriana Pistol să vă răspundă. Doar aș menționa faptul că există un risc asumat al unor pierderi de vaccinuri, având în vedere că sunt vaccinuri multidoză, având în vedere că au o stabilitate limitată și acest risc practic este asumat din motive absolut neimputabile, se pot sparge anumite flacoane în momentul în care le reconstitui, se pot întâmpla evenimente care nu țin neapărat de managementul activităților dintr-un centru de vaccinare. Pot să vă spun că m-am uitat și eu pe datele legate de pierderile de vaccinuri, pentru că în fiecare zi, la nivelul unui centru de vaccinare, pe lângă persoanele, practic avem un stoc existent la ora 8 dimineața, pe măsură ce persoanele se vaccinează și sunt introduse în Registrul Electronic Național al Vaccinărilor, practic acel stoc scade în concordanță cu numărul de persoane vaccinate, iar la ora 20, când se face bilanțul, vedem câte doze am avut în stoc, câte persoane am vaccinat și dacă am avut doze pierdute, că s-au spart, că au rămas nefolosite. Aceste evaluări există și sunt centralizate în Registrul Electronic Național. Doamna doctor, dacă aveți în momentul de față, pot să vă spun că numărul este foarte mic, tocmai sub pentru 100, că... Undeva sub 100 erau aseară, acum n-am să vă spun din exact, peste... dar mă pot interesa și poate vă dau cifra exact. Sunt peste 64.000 de doze deja distribuite, deci practic există un număr, repet, mic de doze asumat că pot să fie pierderi neimputabile. Mai am o singură întrebare, dacă îmi permiteți, în legătură cu medicii care nu au certificat digital. Spuneați că pot suna la call center pentru programare, însă sunt mulți care spun că au sunat, dar le răspunde robotul și atât. Eu ceea ce pot să vă spun, și avem colegii de la Serviciul de Telecomunicații Speciale alături de noi, sunt 100% operaționalizate aceste centre, s-au făcut traininguri speciale și este personal special desemnat strict pentru gestionarea sistemului de programare. Însă trebuie să înțelegem că prezența acelei semnături electronice nu este limitativă. Orice persoană care nu are semnătură electronică se poate înscrie și să se vaccineze într-un centru de vaccinare, fie telefonic, fie se
poate suna direct la centrul de vaccinare unde este arondat să se programeze. Deci, din acest punct de vedere, există mijloace prin care ne putem programa. Spun că nu știu nici măcar centrul la care trebuie să sune. Adică toate variantele pe care le spuneți le știm cu toții, numai că ei efectiv nu reușesc să se programeze. În momentul acesta, practic, platforma informatică permite programarea altor categorii de personal medical și social în centre de vaccinare, în afara celor din care ei lucrează. Deci, practic, poți să alegi centrul la care vrei să te vaccinezi. În general, se respectă teritorializarea. Adică dacă vorbim de un cabinet medical din sectorul 1, nu va fi programat într-un centru din sectorul 6. Deci, direcțiile de sănătate publică au arondat acești furnizori de servicii medicale către centrele de vaccinare, respectiv.